Povestea începe noapte într-o pădure, unde se ascund doi băieți. Unul dintre ei aude zgomote și și-a maceta pentru a verifica ce se întâmplă. Brusc, sunt atacați de animale necunoscute. În timp ce creatura îi urmărește, tânărul, cunoscut drept numărul 3, încearcă să scape. Totuși este capturat de comandantul Mogadorian, care îi smulge colierul și îl execută pe loc. Tânărul se transformă în praf și dispare în aer. Comandantul pune colierul în colecția sa, demonstrând că nu este prima sa victimă. Trecem la John Smith, sau numărul 4, distrându-se pe o plajă cu prietenii săi. În acea noapte, în timp ce face baie cu o fată, piciorul lui începe să strălucească, făcându-l să pe de durere. Îl vede și pe numărul 3, care îl avertizează supra unui pericol iminent. Oamenii sunt martori la scenă și înregistrează comportamentul ciudat al lui John, râzând de el. John se trezește pe plajă și îi se alătură un bărbat pe nume Harry. Numărul 3 și John sunt tineri cu superputeri și fiecare dintre ei are un protector care trebuie să facă totul pentru a-i proteja. Henry, protectorul său, observă rana de la picior și înțelege că numărul 3 a fost ucis. Drept urmare, îl are repede pe John și abandonează cabana de pe coastă, distrugând toate fotografiile cu prietenii săi înainte de a pleca. În timpul călătoriei, John explică că el și alți adolescenți cu superputeri au fugit de pe planeta Lorien după ce a fost invadată de Mogadorieni sau Mogs, extraterestri văzuți mai devreme. Deoarece Mogs trebuie să omoare adolescenții în ordine crescătoare, cicatricile de pe piciorul lui indică faptul că numărul 1, 2 și 3 au fost uciși. Acum John este următoarea ținta inamicilor, iar Harry oferă o nouă identitate, adăugând că trebuie să rămână ascuns. Ei decis să se mute într-o casă veche din Paradise, Ohio, pentru siguranță, unde John găsește un poster al unui star de fotbal pe nume Bernie Cozar. O șopârlă mică îi urmărește în secret până la casă. Henry încearcă să-l șteargă complet pe John de pe rețelele de socializare ca să nu fie urmărit. Șopârla se transformă într-un câine. John alege să-l păstreze și îl numește Bernie Cozar. Inițial, Henry este împotriva idei, dar John spune că este doar un câine și nu reprezintă nicio amenințare. Mai târziu, în acea seară, Henry bagă o cutie misterioasă într-un ceas, fără ca John să știe. Între timp, numărul 6 ajunge la cabană și îl caută pe John, dar nu găsește este pe nimeni. Decide să distrugă toată cabana și după o explozie, ea trece fără probleme prin flăcări. A doua zi dimineață, John insistă să meargă la școala locală. Promite că va sta ascuns, așa că Henry dă un telefon și lasă să plece. Când ajunge la școală, câinele l au urmărit. În timp ce așteaptă orarul școlii, o observă pe Sara, care se află în biroul directorului și se simte atras de ea. Personalul administrativ îi cere lui Sara să-l conducă pe John până la dulapul lui. Henry îl sună să afle dacă totul este în regulă, dar nu răspunde. Mark și prietenii lui se apropie de John și se prezintă. Când când bătăușul pleacă, John îl vede lovind un băiat pe nume Sam și aruncându-i skateboardul. John îi dă înapoi skateboardul și se împrietenește cu el. După școală, John observă că Sam este din o hărțui de Mark. Înfuriat, John ridică mingea și o aruncă tare către unul dintre prietenii lui Mark, aruncându-l la pământ. El descoperă apoi că Sara este atrasă de el după ce îi face o fotografie. În acea seară, John găsește un site web în care Sara își păstrează toate fotografiile, inclusiv un album cu el. Totuși, Harry șterge toate fotografiile cu John pentru că nu trebuie să fie urmărit. Între timp, Mox descoperă că numărul 4 este încă în viață după ce au ajuns la cabana arsă. A doua zi la curs, palmele lui John încep să emită o lumină puternică. Harry își dă seama când observă aceeași lumină în ceas și pleacă repede la școală. Intrat în panică, John fuge în camera portarului și încearcă să stingă lumina. Harry susește și îl liniștește, explicându-i că lumina înseamnă că superputerile lui vor începe să apară. Când ajung acasă, Harry îl informează că va deveni mai puternic și mai rapid și că trebuie să învețe să-și controleze abilitățile. Harry spune că nu se va putea întoarce la școală până nu va învăța să stăpânească puterile. Intrigat de putere, Johnny o arată câinelui și apoi se afară din casă pe fereastră. Încearcă puterile să le aruncând o piatră în spațiu. Între timp, comandantul Mog cumpără tot ce poate găsi în magazinul alimentar și hrănește fiarele ciudate din duba lui. John o întâlnește pe Sara pe stradă și încep să vorbească. Timp în care îl vede pe sem cu tatăl său vitreg peste drum. Ea îl invită la ea acasă la cină și îl prezintă familiei. După cină, se duc în camera ei și îl descoperă albumul, care dezvolă că nu-i place să fie fotografiată. Din păcate, câinele său apare pe neașteptate în afara casei, lătrând în continuu și forțându-l să plece. Îl vedem pe bătăușul de la școală, privind gelos cum se îndepărtează de casa fetei. A doua zi, Sam îl întreabă pe John despre ce s-a întâmplat cu minile lui în clasă, dar el refuză să vorbească. În timp ce Sam îl sfătuiește pe prietenul său să o evite pe Sara, vopseaua roz pe care Marco pregătise mai devreme explodează când îi deschidul apurile Vopseaua a distrus fotografia lui Sam cu tatăl său biologic și se enervează. Palmele lui John încep să strălucească din nou, dar reușește să-și păstreze calmul și pleacă. În timp ce se curăță în bar, Baie, Sam se povestește despre tatăl său adevărat, care era obsedat de extraterestri și a dispărut în mod misterios. John o vede pe Sara pe coridorul școlii, dar decide să o evite. Harry, care efectuează cercetări asupra tatălui lui Sam, vizitează o veche fabrică unde tatăl lui Sam a efectuat teste. Acolo descoperă semne enigmatice și o anumită rocă strălucitoare pe sol, cunoscută sub numele de Tracker. Harry o ia acasă și începe să o studieze. Între timp, John este în camera lui când primește o invitație de la Sara la carnaval. Mai târziu, Sara dezvolă că ea și Mark erau împreună și că Mark a spus în mod intenționat toate secretele ei după despărțirea lor. Cei doi încep o plimbare ciudată cu trăsura prin pădure. Când ajung în zona următoare, Mark și prietenii lui îi atacă și încep să-l bată pe John, în timp ce un alt prieten o răpește pe Sara. În timp ce Sam îi urmărește în secret, John este forțat să-și folosească abilitățile. În cele din urmă o salvează pe Sara și aproape că îi rupe brațul lui Max. O ia pe Sara acasă și în sfârșit ajunge să o sărute. Își dă seama că a devenit mai puternic când provoacă explozia unui bec fără să-l atingă. Merge la casa lui Sam și își dezvolea adevăratele origini confirmând că tatăl său a avut dreptate tot timpul. John îl avertizează să nu spună nimănui, deoarece l-ar putea pune în pericol, iar Sam este de acord. A doua zi, un șerif local, care se dovedește a fi tatălui Mark, ajunge la casa lui John și îl interoghează, acuzându-l că i-a fiul, dar John neagă. La scurt timp după, un videoclip cu John țipând de durere în ocean, devine viral și Harry spune că trebuie să plece repede, deoarece nu-l poate șterge. După ce s-a îndrăgostit de Sara, băiatul refuză să plece. Din cauza asta, el se ceartă cu Harry. Cu toate acestea, Harry este răpit la scurt timp după și John trebuie să meargă într-un anumit loc pentru a-l salva și decide să-l ia și pe Sem cu el. Când sosește John, îi spune lui Sam să urmărească un bărbat în timp ce el intră în casă, unde găsește mai multe articole din ziar despre persoane dispărute și în cele din urmă îl găsește pe Henry, care este imobilizat. Se dezvole că răpitorii sunt doi umani trimiși de Mogs. Un Mog apare și îl atacă. În timp ce John și Sam fug, Henry se confruntă cu Mogadorianul. Sam și-a pierdut cheia de la mașină, iar John își folosește puterea pentru a porni mașina. Cu toate acestea, înainte de a pleca, Mogadorianul apare și îl înjunghe pe Harry în piept. În timp ce pleacă, Harry dă lui John cuțitul și trackerul său special, dezvăluind că tatălui Sam a folosit piatra pentru a căuta pe supraviețuitorii planetei Lorraine. El îi ordonă lui John să-și găsească propria specie înainte de a muri, pentru că puterile lor combinate ar fi suficiente pentru a-i opri pe Mogs. Ne să-l captureze pe John, ne ajung la casele umanilor și execută. Între timp, poliția ajunge la casa lui John, iar șeriful îl declară terorist. Sara devine suspicioasă și îl întreabă pe iubitul ei cine este cu adevărat. În timp ce conduc, se mărturisește că se află în posesia unui alt fragment de stâncă descoperit de tatăl său, în timpul căutării mogădorienilor în Mexic. În timp ce Sam îl caută pe Bernie, care îl ajută să găsească piatra nascunzătoarea lui, John trece pe la casa lui Sara pentru a clarifica situația și a-și lua rămas bun pentru ultima oară. Polițiștii ajung însă la casă, Sara alunecă de pe acoperiș când se ridică. Din fericire, John își folosește puterea de telechinezie pentru a o salva. Îi demonstrează din nou abilitățile sale, când este forțat să folosească telechinezia pentru a opri o mașină de poliție. Cei doi scapă de polițiști și merg la școală. Între timp, mogadorienii ajung și ei și se confruntă cu Mark și tatăl său. Comandantul lui ordonă lui Mark să-i ducă la John. Se îi spune prietenului său că Mog i au înconjurat școala. În timp ce ei încearcă să scape, numărul 6, cunoscută și sub numele de Jane, apare cu arma specială care îi ajută să lupte împotriva mogadorienilor. Urmează o luptă și Jane își folosește rapiditatea pentru a elimina doi dintre ei. Mox folosește creaturile lor, iar Bernie se transformă pe neașteptate într-un monstru înfricoșător. În cele din urmă, cei doi se reunesc, dar creatura apare și face ravagi în școală. Apare Bernie și l ajută pe John să lupte cu monstrul, învingând și până la zburătoare după luptă, dar pare să fie grav rănit și în cele din urmă se transformă înapoi într-un câine. Jane, care a pierdut puterea, îi cere lui John să o încarce cu lumina lui, iar cei doi încep să se lupte cu Mogs. John, Jane și Sam ajung pe terenul școlii, unde comandantul și o creatură îi așteaptă. Datorită abilităților combinate, ei ucid rapid mogadorienii și aproape lucid pe comandant. Jane însă este capturată de creatură și John o salvează folosind puterea lui. În cele din urmă, numărul 4 lucide pe comandant cu o explozie uriașă. Ambii supraviețuiesc exploziei datorită lui Jane. A doua zi, conectează pietrele albastre și găsesc pe copii rămași de pe planeta Lorraine. Marca apare pe neașteptate și dă cutia ciudată pe care o ascunsese Harry. Sam se alătură ei. Iar John o sărută pe Sara pentru ultima oară. Bernie rănit apare și el, apoi întreaga echipă pleacă din oraș. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!